Trebuie să aducem la cunoștință poziția noastră comună, urmare a mesajului care a venit de la Partidul Democrat. În primul rând, așteptăm de la Partidul Democrat să elibereze instituțiile de stat, să retragă de acolo toți sportivii sau așa numitele formațiuni lor paramilitare, astfel ca guvernul, cabinetul de miniștri să poată intra în instituții, miniștrii să poată ajunge în instituții, ca instituțiile să devină funcționale pe deplin, iar Partidul Democrat sau fracțiunea Partidului Democrat din opoziția parlamentară să revină în Parlamentul legitim la muncă. Mulțumim! Prin urmare, dacă nu vor pleca protestatarii, nu veți merge să discutați cu ei, corect am înțeles? Este rugăminte. Haideți să nu numim pe acești oameni protestatari, pentru că ei, de fapt, sunt niște interpuși care au fost, într-un fel sau altul, motivați să ajungă acolo pentru a bloca activitatea instituțiilor. Deci, protestatari sunt cei care, de fapt, sunt oameni cu intenții bune și corecte. Deci, ca Partidul Democrat să demonstreze că este de bună credință, deci primul lucru care trebuie să se întâmple, instituțiile trebuie să devină funcționale, deblocate, retrași toți cei care fac impedimente, creează impedimente și să vină la lucru în Parlament. Parlamentul este funcțional, avem guvern legitim, instituțiile trebuie să fie lăsate să funcționeze. Mersi mult! În caz contrar, se retragă din instituții și se lasă instituțiile funcționale să fie. Vă mulțumesc. Ați încercat să vorbiți cu deputații independenți? Noi discutăm când am venit să discutăm cu dumneavoastră și a transmis mesajul. Mersi.